Salut și am găsit la un nou episod din The Royal SMP, sunt gamerul la Q, iar în acest video o să mai pun pe cea pe peretele abonaților imediat. Acum să le schimbăm în first person. Cred. Da. Și hai să punem primul, numărul 11, imediat o spun eu, 11. Avem, imediat cum se scrie. O secundă. Ok. Așa, pe Barracuda am dat copy paste și atunci special la numărul 12, invitat special, să vă zic, arăt, vedeți imediat cine e. Poate le știți, poate nu știți. O să-l punem. Nu. Imediat. Pe Bob the Duck de pe YouTube, care e și în SMP, după cum puteți vedea. E, uite, el mi-a zis că vreau să-l pun pe el, l-am pus, uite, să nu zic că după că l-am pus, uite, Bob the Duck. Nu știu pe unde are casa, oricum nu prea mai fost nimeni online, nu prea vreme nici am văzut, că foarte multă lume în același timp online nu prea mai fost, nu știu de ce. O scoară și destul de mulți, pentru că nu prea mai erau activi. Eu am spus pe teșor că nu erau activi. Asta e partea a doua, da. Am spus că m-a plăcut episodul ăla cu dificultate imposibilă. Nu știu de ce nu v-a plăcut. Am dat foarte puțin în el, dar o să pun pauză și o să revin imediat cu ce avem de făcut pe ziua. Ok, am revenit în minunatul nostru sat și avem aici. Să începem cu decorarea satului. Încerc să iau mai întâi ușile de sprus. Adică sat medieval, și în satul medieval avem nevoie de uși de-astea de lemn medieval, gen. Și am 6 uși. Ok, aia dublă, aici am una așa. Una aici, încă una în partea asta și una aici și suntem gata. Am terminat cu ușile. A, și ca un fel de by the way și așa, ca un anunț, nu o să mai postez The Royal SMP în fiecare sâmbătă, cum obișnuiam, o să postez undeva în weekend, să fie regulat, pentru că o să înceapă școala și nu o să mai am foarte mult timp. Am gen program și de-asta și o să aveți un episod de The Royal SMP săptămânal, în weekend, și un episod cu alte jocuri, sau nu cu alte jocuri, cu alte serii. Poate mai fi și ceva Minecraft acolo. Am zis că ultimul cu Minecraft nu v-a plăcut deloc, trebuia să uitat 30 de persoane la el, dar am 30 de views. Mai am făcut mult așa de puține views, nu știu, nu v-a plăcut deloc. Nu știu, să încep o dată de a fac altceva. Ar trebui să mergem și acolo să facem ceva cu turnul ăla. Mai întâi să facem așa cu luăm astea glass pane-urile și luăm și glass-ul. Începe să montăm astea. Ferestrele. Nu, l-am apelat greșit. Vreau să le apelat cu siltaci. Trebuie să le pun nume. Deci trebuie neapărat să le schimb numele la pickaxe-uri ca să știu pe care să îl iau. Uitați ce vreau să fac. Asta să vină așa, ăsta așa. Aici vine și niște ferestre, așa ca să intre lumina din spate și chestii de genul. Și aici sus, imediat. Să decorăm pe aici, da. Nu am,
exact toate materialele necesare pentru chestia asta. Da. Nu am mai pus toate materialele necesare să facem toate decorațiile astea interioare. Acolo de ce nu am pus nimic? De ce nu s-a spațiul ăsta gol? Nu înțeleg. Ciudat, nu știu. Vreau să mai fac ceva acolo sau... Ok, dar asta ca... Clădirea asta e gata. Are geamă, are tot asta la fel. Să mergem la celelalte. În cazul ăsta se mai trebuiască să facem... Ăsta, a, așa, să facem. Aici sus mai trebuie două și în celelalte case care am un geam, gen asta mai mare de aici are mai multe geamuri, asta mai mare are decât două. O să le pun uite așa de aici. Dar nu pot. Trebuie să o colesc toată casa. Fac. O să se pune de aici. Ferestrele astea, pe aici prin spate mai e vreuna, nu mai e vreuna, pe aici pe jos. Aici în față nu prea sunt ferestre la parter, la casa asta. Aici sunt mai multe. În sfârșit am luat pe ăla bun. Mai trebuie două. Minunat. Și acum o să fac o grămadă care nu mai trebuie. Și gata, măcar am terminat cu astea. Trebuie să mănânc aparent că văd că nu mai am la bara de hangare foarte low. Gata, am rezolvat cu asta. Da. Toate astea sunt relativ gata și cum să încep să decorăm puțin pe aici cu podeaua. Să lăsăm niște andesite cu podeaua cu drumul ăsta. Niște stone și lăsăm niște cable care sunt cam ultimele bucăți de cable pe care mi-am dat. Aia e. Aici o să facem așa. Nu știu dacă o să mai țin bradul ăsta, deci o să ar putea să-l tai și să pun o fântână în locul ăsta, cea de genul. A fost bradul de Crăciun și cam asta a rămas din el. Aici în centru o să fie puțin pavat decât aici în centru, că în rest nu cred că o să mai pavezi sau ceva. Ok, și să încep să punem de-astea random, uite așa, ăsta le-au. Așa, uite, acolo punem un stone, in the site, apoi un stone. Cred că mai am și de cobblestone. Dar chiar mai am și un cobblestone. Ce nu-i pavajul ăsta aici în centrul orașului mai ca lumea? Oricum se extinde în timp orașul, acum e decât așa la... satul, o să le extindem. Aici cobblestone, nu? Da. Fix cât ne trebuie. Unde e asta grass-ul? Că asta nu ne trebuie. Nici dirt nu ne trebuie. Unde asta e?
Ok. Am terminat cu astea pe aici. Hai să ne punem niște cobblestone. Aici colo niște bucăți de cobblestone. Aici spun cobblestone, apoi andesite, stone. Asta oricum le pot fi relativ random, că nu o să conteze cum vin astea. Deci arată podea. E ca podea... Ce zici eu de capavele? Cred că aș putea să pun și niște minunate de-astea. Tot așa pavat. Cu mai multe tipuri de piatră. Pac, așa pe pun ăsta aici. Ăla acolo, ăla acolo. Vine așa. Acolo apoi să pun andesite aici. Face așa un pattern iregulat. Nu contează. Aici sub asta trebuie să pun ceva. Dar trebuie să nu să dorm pentru că n-am chef să mă... Mă deranjează toți zombalăi din pădurea asta, pădurea fermecată. Ia că deja s-au venit. Pe bune, adică n-am chef de ei. Filmăm de 10 minute. S-ar putea ca asta să fie un episod mai scurt, probabil, dar nu sunt foarte sigur de chestia asta. Așa, trebuie să revenim la tot ce am mai de făcut acolo. Hai. Unde se aude asta? Ok. Ai la foc, țeapă, fraiere. Ai la foc, oricum. Și cu armură. Unde e? Așa, și mai era unul. Hello? Oh, de asta că-l tot audă. Aici pot să pun ăla, acolo andesite, aici pun stone. Și o să vină chiar dacă sunt puțin cam lipite acolo texturile. Așa. A început ploaia, normal că a început ploaia. Nu există o zi fără ploaie minunată în nostru joc. E și torențială. Bă, nu știu că să mai ajung astea. Trebuie să termin astea, deci. Ok, a terminat. Acolo pun alea așa. Aici dau, le fac puțin praf, cum ar veni. Ok, iarăși îmi trebuie mai multe materiale din astea. Nu. Pac. Ăla acolo. Asta o să vină așa. Gata. Deci o să dau click dreapta și... Pe aici de la asta, în continuare, o să vină cu click dreapta. Gen pe marginea asta.
care deja se termină zona aia cu pavele, adică aș putea să continui pe viitor să pavezi cel puțin pe mijlocul străzii și în rest să fie așa gen 3, 2, 3 blocuri pe mijloc să vină pavea și în rest doar din asta. Aceasta să văd să-i pun niște stone așa. Acolo ar să-i pun niște andesite. Ok, aici ce pot să-i pun? Aici am andesite, aici am stone. Și am terminat, în sfârșit, cu pavatul minunatului. Să facem cu detalii mai multe pe aici. Ok. Nu, aici trebuie să acopăr. Așa. Ce de gen ar trebui să vină? Ok. Cam așa. Vă ce ziceți, vă place, arată bine, nu știu, că eu zic că... Aoleu, am uitat să pun astea aici. Ăla, asta o să vină acolo, aici să pun un stone, aici la fel un stone și aici probabil că o să pun un ăsta. Va bat acolo la fel și gata. Acum, acolo mi-a viitor probabil să mai fac aici niște de-astea, cum se cheamă. Niște, o să mai pavez acum, am uitat, nu las așa. Trebuie să pun niște lumini la un moment dat, să fac gen lanternuri de alea sau plinare, nu știu cum se cheamă. Acum arată bine satul. Hai să ne culcăm rapid. Și să trecem după aia, mergem la ăsta, cum se cheamă, să... La minunatul nostru, zi să-i zică, chiar nu mai vine acum cum se cheamă, la turnul nostru și să începem să decorăm și pe ăla, să-i punem și noi o poartă, punem nu punem ferestre, că e turn și o să punem ca un fel de, nu să pun gratii, există gratii în Minecraft, dar nu o să pun din alea. Hai să scăpăm repet de gres și de toate gunoaiele astea care le aveam în inventar. Aici la fel o să arunc de siduri. La mâncare arunc niște cartofi care nu trebuie. Decorațiuni. Arunc glass pane-urile alea. Asta mi-a sau glass-ul ăla din... Asta nu l-am la mine, lasă aici. Am aici culoare maro, o să o pun aici pentru mai târziu. Trebuie să am la ferma de schelet să mai strâng niște de-alea. Niște drop-uri de la schelet și chestii de genul. Ceea ce mai trebuie... ce să las name, astea sign-urile și cred că gata. Dark Oak Slab, ce să fac cu Dark Oak Slab, unde e? Lemn. Dark Oak Slab. La gunoi cu tine. Pa, că am scăpat de alea. Ok. Să mergem în partea asta. Nu știu. Imediat. Să scap, să iau asta de aici. Asta trebuie să le iau. Pentru că așa am terminat în mare parte. Probabil să mai vin episodul următor să decorăm și în interior pe aici. Dar momentan le lăsăm așa, pentru că... gen, asta arată într-un fel acum. Da.
Ceva de genul, o să am ceva de auzi, ceva de genul, nu știu, am o problemă cu ceva de genul. Ce să pun, așa, gen, cum ar veni un fel de gratii, dar nu chiar gratii. Știți voi ce, la ce mă refer? Deși nu prea mi ajunge lemnul ăsta, nu prea mi ajunge lemnul ăsta pentru ceea ce vreau să fac. Fac. Să împart așa în jumătate și apoi... Da, dacă toți suntem aici, trebuie să mai fac și niște trepte de-astea ca să completez asta. Și în partea asta trebuie să pun slab, de ce bine că suntem aici. Da, mai trebuie o bucată. În realitate că nu putem folosi toncatorul să tem lemne. Dacă merge piatră, ce nu poți stai și niște lemne? Adică e lemn, nu e piatră. Adică totuși. O să vin așa, apoi o să dacă... Un... O să pun la următorul. Așa. Aș lăsa fără ăla. Aș putea să pun, uite... unde sunt? Ah. Cream că am uitat să le fac. Păi și aici la fel. Atunci o să iau... M-am făcut degeaba astea. Deci le-am făcut degeaba. Aici să punem repede. Pac. 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 Pac, pac, pac și pac. Mai trebuie în partea asta să fac niște de-astea. De fapt, să mă fac mai multe, nu să fac niște de-astea. O să mai fac niște de-astea. Trebuie să fac mai multe. Ok, și trebuie să pun astea. Ce cum se văd asta, uite lumina asta de la shader vine așa și arțile bine. Acolo trebuie să mai pun niște... mai trebuie o parte țin, cred. Sau puțin mai mult, nu știu. Mai fac să fie. Mai fac aici o serie de din astea, astea le pun. Am făcut multe, dar nu contează că poate ne mai trebuie pe viitor. Hai să vedem. Aici sus. Iar o să începe o mașină. Normal. Aș vrea să le pun, uite, aici afară. Bine, acolo. Iar așa am rămas fără. Dar nu ce aș putea să fac în continuare. E să mai construiesc, nu sunt sigur deloc. Mi-e place cum a ieșit astea așa, dar... Aș putea să le las mai joase, să fac aici, dar... Unde e ăsta? Crafting-ul ăla unde l-am lăsat, o să mai fac o serie. Cred că o să mă înjurați că o plictisesc de moarte aici, dar asta e partea a doua. Da. Și nu uitați să lăsați acolo în comentarii cine vrea să mai apară pe peretele abonaților. Pe bune, că dacă ziceți vă să apareți și voi acolo, o să țin lumea aminte după. Trebuie să vreți cu Petrișor să lase după. Gen, când se închidă serverul, o să se închidă gen serverul ăsta și astea să las undeva harta, să o putem descărca. O să ne trebuiască pe viitor.
Aici o să trebuiască să fac cum am făcut jos la intrare la mine în casă, unde e între sprus aici. 16, cred că 16 de ajuns. O să fac, uite, așa. Fac două. A, și îmi trebuia cu doar 13. Doar 13 13, au doar 12 bucăți, nu 16, aparent. Da, aia atât ați dat banii. De ce? Vrei să-mi faci și tu mie asta? Dar arată bine oricum. Acum că nu se deschide la fel, asta e partea a doua, da? Nu contează pentru că arată bine. Oricum ar fi. Așa ca un ton de observații. Fii atent ce mișto se vede tot asta de aici. Ce în satul, care fii atent cum se vede noaptea. E că oricum mai e loc de îmbunătățiri să facem acolo, la fel. Acolo e ferme, sunt fermele noastre. E acolo de flori, de cactus pentru colorant. Avem și niște mangrove acolo și uite acolo coca. Vasel nu se încarcă la distanța asta, aparent. Oricum, am făcut ce gen, am decorat toate astea. A, și mai am o ușă, asta, să mergem jos de tot. Așa am pus torțe, n-am pus torțe, trebuie să pun torțe, deci. Merg, deci vine o... Nu, o să pun torțe, uite așa, în jos, o pun în față. Hai să mai trecem, gata, am terminat cu torțele, hai să mergem sus de tot. Iau asta de aici. Să mergem jos la casa noastră. Unde e la casa noastră? Dar lăsăm astea că nu ne mai trebuie. De aici. Și apoi să merg la astea unde e lemn. Ok. A, se iau lemnul din unde e prusul ăsta aici cu lemn. Ăsta trebuie să văd ce mai am pe aici ca să le pun în alte astea. Asta le iau. Ia doar tu ce să facem cu el. Iau și asta și asta și asta. Da, o să trebuie să mai fac ce niște spațiu pe aici pentru ele. Lemn. Fac. Fac. Ok. Da, să-l pun aici. Să acestea și mangrove-ul ăsta. Asta vine acolo. Ia decorațiunea să pun gardul ăla. Spruce door-ul să iau, să pun și pe alea decorațiuni. Lemnul la fel. Nu știu, am niște iron. De iron-ul. Las final în inventar. Punem tot stăunul ăsta în... Ăla cu stăun. Unde e ăla? Ăla cu stăun. Da, ăla cu stăun. Unde e piatra decorativă? Ăla acolo. Apoi vine ăla. Alea. O să vină rând, o să vină trepte, aici o să vină... Asta să vină, asta nu contează. E puțin dezorganizare, nu mă organizez, le fac eu odată. Mai ca lumea, acea dropuri mob, aruncăm gunoile alea. Plante, mâncare, aici o să pun merele. La piatră pun ăla.
Sunt gata. Astea să le pun în chestul ăsta. Sunt gata. Să nu mai îmi trebuie nimic de aici. Hai să mergem repede la ferma noastră de cocoa beans. Hai să încheiem episodul, când mă pregătesc să-l închei. Haideți. Pam, pam. Asta și la asta, că am niște chestii pe aici. Cactus ăsta să-l pun la prăjit și așa să strângem cocoa beans astea. Sunt de mult cocoa beans care... Ce cu vacile astea? Ce v-a apucat pe toate? Pe bune. Ce le-a apucat? Până acum erau liniștite, n-au nimic și cum le-a apucat pe toate vacile astea. Turbarea extremă. Ok. Ce m-a rămas cu foarte mult. Pun și aici jos. Am un stack de vopsea maro. Arată cam dubios. Ce mai sunt astea, flori? Da, mai sunt și astea, niște. Ce asta? Peonii. Vopsea roz. Aici ne mai dai nimic, să punem astea la prăjit și apoi să... uite, aici să punem asta la prăjit. Pac. Pac și... Pac. Care aici nu mai am coal. Pentru că ce să mai am eu coal în astea? Pe bune. Unde e? Mai trebuie puțin. Am încă o bucată. Hai să mergem. Mai că mi-am dat seama, trebuie să iau și asta. Vopsea neagră. Pac. Pentru că ni le-a dat petrișor. Pac. Aveam și aveam, plus aveam nevoie de asta. Haideți să mergem. Ne trebuie ceva de aici, stai să văd. Unde e lemnul de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hai să mergem în aventură. Oh, nu vreau să văd. Uite, așa. Un stack egal cu un diamant. Diamant, ok, am scris bine. Hai să pun asta așa, pe le pun toate astea. Nu știu, a cumpărat o singură dată cineva culoare roșie, în rest de tot nu mai cumpărat nimeni. Hai să mai pun niște de alea gen mov, pentru că nu avem mov, gri, nu light gri, gen gri. Și în rest, nu știu, uite, hai să începe să ruginească. Sau că se oxideze, corect, dar tot rugina tot un fel de oxidare e. Cred că arată bine. Adică, gen, par mai realist așa că se oxidează și... Acolo e apă plină, gen, le plin cu apă, coboară așa și bine. Ăsta are semi și cele cu
cu genul ăsta, soția nu știu ce face. Face ceva, nu știu. De ce e mașinăria asta care face culori? E o iapa pentru culori care le duce prin fabrică la toate mașinăriile alea și alea din subsol și astea de aici. E shop-ul, nostru shop. Chiar îmi place cum a ieșit clădirea asta, dar oricum. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă vă dați like, share, subscribe, nu uitați de comentariu pentru peretele abonaților în caz că nu sunteți acolo. Și mai sugerați-mi și mie ce ați vrea să mai facem pe video, nu știu ce să mai facem, ce serii să mai facem, ce jocuri, nu știu, să încerc. Dar, ok, cam atât a fost episodul de azi, dacă vă dați like, share, subscribe, știți voi ce aveți de făcut și ne revenim data viitoare cu un alt nou episod din The Royal SMP și salut, eu a fost GamerLQ.